Întotdeauna o majorare a prețurilor la carburanți afectează bugetul fiecăruia, fie că vorbim de o instituție publică, de instituții private sau chiar de noi ca și utilizatori ai mijlocului de transport auto. Nu ne bucură niciodată când astfel de scumpiri au loc. Din păcate, când se introduc aceste accize, crește prețul. Când se elimină accizele, nu mai scade. E o nevoie disperată de bani la nivel guvernamental. Probabil aceasta a fost și rațiunea pentru care a fost introdusă această acciză. Referitor la întrebarea dumneavoastră, vă spunem că în momentul de față, Primăria Municipiului Roman are bugetate sumele de bani până la sfârșitul anului necesare desfășurării în condiții normale activității. Dacă ne referim aici și la mijloacele de, la autoturisme și la cele mari, avem peste 20 de astfel de mașini. Nu s-au vândut cele două mașini? Da? Una dintre ele s-a vândut, cealaltă urmează a se relua procedura... Care din ele s-a vândut? Renault. Aparținând Primăriei Municipiului Roman. Nu, dar era repartizată de doamna viceprimar. Doamna viceprimar, da. Doamna viceprimar. Da. Și acum câte ați mai puțin una.